Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, eu sunt uluit cum se dă vina în scandalul ăsta cu benzina stricată pentru avioanele mici. Cherosenul. Da, cherosenul, mă rog. Că, măi, nu mai trimite mesaje acum, că bipăie toate alea. Bun, deci ați auzit la știri. Deci după ce am vorbit ieri, și toată lumea, mă rog, cred că și alții, nu doar noi, am vorbit despre cherosenul stricat. Migurile alea care merg în pinse acum. Da, cu afacerea, cu cherosenul stricat adus cu vapoarele de omul ăla de afaceri, care da, făcea afaceri și cu ghiță și așa mai departe, 6,5 milioane de euro. Alea sunt date care vin dintr-un dosar care se judecă la Curtea de Apel Prahova, Ploiești. Mă rog, s-a dat și o motivare, adică toate datele apar în urma unui proces care a ajuns și în faza de decizie. Este o motivare dată de judecători. Judecătorii au explicat întregul mecanism în motivare, bla bla, nu știu ce, citez. Neconformitățile existente constatate cu privire la specificațiile tehnice au condus la deteriorarea unor aparate de zbor, Timing 21, Lancer și așa mai departe. Și apare subit, deci după scandalul ăsta, mă, ce armată e asta, mă, frate, ce aviație, apare acest articol citat și de colegii de la știri, în care zic că surse spun că nu s-a fi putut așa, nu era posibil așa ceva. Deci, surse zic că, de fapt, combustibilul ăla se analizează... A fermentat. Da, a fermentat. Și asta era deschiderea într-un ziar, în ziarul Adevărul astăzi. Așa. Și e citată de peste tot. Justiția contrazisă de experți militari în scandalul cherosenului de proastă calitate. Și sunt niște experți militari cu experiență consultați de ziarul Adevărul, dar care nu sunt cu nume, adică sunt surse anonime. Deci sunt total nelămurit. Adică pe de o parte avem o concluzie. Sunt ca, scuză-mă, sunt ca cercetătorii britanici, da. Nu știu niciodată cine e. Asumată de justiția română în urma unei anchete făcute de procurorii DICOT, care au urmărit o rețea de trafic de combustibil falsificat, care a ajuns la Ministerul Apărării Naționale, folosită de aviație. Și procurorii descriu acolo întreg mecanismul. Spun ce vase au venit, când au venit, de unde au fost luate, că veneau din Grecia, din Turcia, cum au făcut aia, că prima dată au dat combustibil bun și după aceea le-au dat combustibil prost. Da, da, da. Că s-a găsit șpan în filtre și așa mai departe. Dă-i tot mecanismul. Judecătorii acceptă motivația, dau decizia, mențin sechestru, mă rog, e un dosar mai complicat. Și după aceea apare surprinzător în presa a doua zi. Asta, experți militari cu experiență, citați, care descriu un mecanism care este corect, adică nu se pune orice, și așa ar fi și logic, nu se pune orice rezervorul de la MiG și de la avioane de vânătoare. În principiu trebuie să fii sigur că ce pui acolo nu are zahăr, șpan, prostii, apă, chestii, că e ce scrie acolo, că nu pui GPL sau ceva, știi? Și că probele se păstrează și... Ok, bine, dar dacă tot mecanismul ăsta există și procurorii au investigat un mecanism întreg de fraudare și judecătorii au și acceptat mecanismul cu pricina, nu cred că ar trebui să ne punem, de fapt, întrebări foarte serioase despre cum nu funcționează, de fapt, mecanismul de protecție de la Ministerul Apărării Naționale și de la aviație. Asta e mai grav. Dar adică asta este mult mai grav. Și, știi? Și aici mă opresc și mă întreb, sunt total nedumerit. Adică pe bune, răspunsul din partea aviației române și a Ministerului Apărării este să împingă o poveste alternativă pe surse la un dosar în care există o decizie judecătorească? Serios, adică cred că domnul ministru al apărării, cine mai e ministru al apărării? Domnul Dâncu. Domnul Dâncu. Da, vreau să întreb la dublu sau nimic, mi-ai stricat întrebarea. Serios? Da. Nu azi. Era în plan. N-are nimic, o mai ții, că programul nostru mai rămâne. Da. Și domnul Dâncu cred că se ocupa mai mult de ce se întâmplă cu stadionul, cu CSA, cu astea. Da, serios. Decât de probleme de genul ăsta. Deci ai cu și nici acolo nu sunt rezolvate treburile. Da, hai să rezolvăm și cu stadionul, domnul Dâncu, dar hai să vedem o anchetă serioasă pe povestea asta, domnul Ciucă, general, retragerea armatei române, sigur, dânsul era pe sol, nu era prin aer, dar cred că înțelege care ar fi problema, nu? Hai să vedem o anchetă și niște răspunsuri coerente. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.